Moartea și posibilitatea vieții de apoi au fascinat mulți artiști, oameni de știință și filozofi pe parcursul istoriei. Frica, speranța, spaima sunt toate emoții ce ar putea cădea peste noi după ce am muri. Dar ce știe știința despre viața de apoi? Dacă am ști că mergem undeva după ce murim, am trăi oare vieți mai bune? Am avea aceleași responsabilități ca în viața de acum? Iată ce s-ar întâmpla dacă am descoperi viața după moarte. Moartea nu este la fel de simplă precum ai crede. Termenul de moarte clinică nu a fost folosit până când în 1846 doctorul Eugene Bushu a spus că dacă asculți prin stetoscop și nu auzi nicio bătaie de inimă timp de 2 minute, pacientul este mort din punct de vedere clinic. Astăzi, să determinăm dacă cineva este mort sau nu este mai complicat. Inima poate să continue să bată și la o săptămână după ce creierul a murit. Asta a fost demonstrat într-un studiu numit Bătaia inimii a cadavrelor, făcut în 1998, unde 175 de trupuri încă funcționau la o săptămână după ce creierul a murit. Oare au putut să facă saltul final spre viața de apoi? Nu putem spune sigur. Experiențele aproape de moarte ne pot oferi un răspuns cel mai aproape de adevăr. Conform unui sondaj din 2014, aproape 8 milioane de americani au susținut că au avut o experiență aproape de moarte și asta doar într-o singură țară. Povești de pe tot globul descriu acest fenomen ce se întâmplă aproape de timpul morții lor, fie că au fost înconjurați de o lumină strălucitoare sau că au văzut o ființă formată din această lumină. Experiența asta este atât de răspândită încât Bruce Grayson a inventat un chestionar în 1983 care, după ce era completat, putea să-ți spună dacă ai avut o experiență aproape cu moartea. Printre cele 16 întrebări se regăseau: ai văzut sau ai simțit o lumină foarte aprinsă? Și ți s-a părut că ai intrat într-o lume nepământească? Într-un studiu întins pe 4 ani, Universitatea din Southampton a găsit că 39% din pacienții ce au suferit de stop cardiac și au fost readuși la viață prin resuscitare erau conștienți de ce se întâmplă în jurul lor până când inima a început să bată din nou. În majoritatea cazurilor, creierul încetează funcționarea la 30 de secunde după ultima bătaie a inimii și totuși, în acest studiu, oamenii au spus că au fost conștienți până la 3 minute după stopul cardiac. Experiențele supraviețuitorilor includ încetinirea sau accelerarea timpului, experiențe în afara corpului sau un sentiment de pace deplină. Unii chiar au impresia că episodul de stop cardiac s-ar fi întâmplat într-o altă locație în alte împrejurimi. Aceste experiențe au sens când știi că activitatea creierului crește în momentul morții. Un studiu din 2010 a studiat electroencefalogramele a 7 pacienți bolnavi în stare critică pe măsură ce se apropiau de momentul morții. S-a observat o creștere mare a activității creierului ce a durat de la 30 de secunde la 3 minute. Să fie aceste activități o dovadă a vieții de apoi, răspunsul scurt ar fi nu. Neurologul Andrew Newberg speculează că sistemul nostru nervos parasimpatic și sistemul nervos simpatic încep să funcționeze la viteză maximă în experiențele aproape cu moartea. Aceste sisteme nervoase lucrează în concordanță, iar această combinație poate produce acel efect ieșit din comun pe care oamenii îl tot descriu, dar și asta la rândul ei este doar o teorie. Ce s-ar întâmpla dacă un om de știință ar descoperi existența vieții de apoi? Cum ar afecta asta modul în care trăim? Asta depinde de tipul de viață de apoi. Să spunem că există diferite caracteristici ale acestei vieți după moarte și modul în care ai trăit pe pământ va determina ce viață vei duce în continuare. Dacă aceasta ar fi o realitate, atunci probabil am încercat să devenim niște oameni mai buni. Oamenii ar avea diferite opinii despre ce factor ar fi mai meritoși și acesta ar fi un punct de conflict. Ar putea exista chiar o nouă ramură a științei ce ar putea studia regulile vieții de apoi. Dar dacă este descoperit opusul, dacă este un loc în care cu toții ajungem, indiferent de ce am făcut pe pământ, cercetătorii au realizat că atunci când le este reamintit de moarte, oamenii tind să iasă la cumpărături mai des, să bea, să mănânce, să fumeze mai mult, în alte cuvinte, să trăiască mai intens.
Asta nu ar arăta foarte bine pentru o viață de apoi fără stres și plină de bucurii. Ar însemna că oamenilor nu le-ar mai păsa de ce fac pe pământ și ce s-ar întâmpla cu pământul. Va fi o creștere în comportamentele nepăsătoare și poate chiar a suicidului. Chiar dacă oamenii de știință ar fi dovedit existența vieții de apoi, nu ar fi putut înțelege cum funcționează. Singurii oameni care ar ști acest lucru ar fi deja morți. Percepția oamenilor față de viața de după moarte se va forma după propriile credințe. Nu vom ști niciodată dacă există viața de apoi, dar din fericire pentru noi, mai avem mult până să aflăm pe pielea noastră. Acum un secol, speranța de viață era 23 de ani în țări precum Coreea de Sud sau India. În zilele noastre, speranța de viață a crescut la o medie de 73 de ani pe tot globul. Ar fi isteț din partea noastră să ne folosim de traiul îndelungat pentru a face bine planetei pe care trăim. Viața de apoi poate că există, poate că nu, dar lumea în care trăim noi astăzi și acum este pe cât se poate de reală. Acesta a fost episodul nostru, nu ezita să ne dai un like și să apeși pe butonul de subscribe în cazul în care îți place ceea ce facem. O zi superbă vă doresc tuturor!